nu pot să merg, am ceva la spate, o bubiță și nu pot să merg. Mergeam ca și bătrânei, iar după aceea nu mai puteam să merg deloc. Dacă tu mâine ai putea să mergi din nou, ce ai vrea să faci mâine? Să mă duc și să mă joc fotbal. Ce-ți mai este ție tu să faci? Să sar în picioare, să sar pur și simplu. Cum este boala asta cu tine? Pot să o suport. Am reușit să o controlez. Am reușit să o stăpânesc, mai bine zis. Tu simți picioarele? Câteodată mi-amorțesc, chiar le pot și mișca acum. Pot să fac mișcarea asta și asta. Pot să fac mișcarea asta și mișcarea asta. Mai mișc și degetul, dar puțin greu le mișc degetele. Ce ai făcut ca să ajungi să-ți mișc piciorușul? Am făcut fizioterapie și kinetoterapie. O dată pe săptămână te duci la terapie? Da. Și câte ore stai acolo? O oră. Și fac și cu tăticul meu. Ce faci tu? Te lupți așa cu tine ca să reușești chestii? Da. Pentru ce ai luptat tu cel mai mult? Ca să ajung până aici și ca să trec prin chimioterapie. De ce trebuie să faci tu chimioterapie? Pentru ca să pot mișca picioarele, că înainte nu puteam nici să mișc picioarele. Într-adevăr, sunt foarte optimist și foarte drăguț. De fiecare dată seara mă rog la îngerat și de fiecare dată simt că vine și mă face pe obraz cu mâna. Alexandru a făcut 11 operații și 3 cure de chimioterapie. Acum își dorește mult să-și recupereze picioarele. În fiecare zi trebuie achitate ședințele de kinetoterapie și și-ar dori aparate pentru a se putea deplasa mai ușor. Tu poți fi parte din speranța lui. Donează pentru Antal Alexandru.